Ați auzit de Revoluția Industrială? Era la sfârșitul anilor 1700 și începutul anilor 1800. Până atunci nu se vorbea de industrie, pentru că nu exista. Doar agricultura și mici ateliere de manufactură. Până și cărbunele se scotea cu zilieri, iar meseria se transmitea de tată în fiu. Revoluția industrială își are începuturile în Anglia odată cu cea mai revoluționară invenție din toate timpurile, motorul cu aburi. Pentru prima dată în istoria omenirii, munca brută a omului și animalelor a fost înlocuită cu forța unei mașini. Puterea focului punea în mișcare aproape toate utilajele, tractoarele, vapoarele sau trenurile de transport. James Watt este considerat părintele motorului cu abur, dar trebuie menționat că el doar a îmbunătățit motoarele precedente, lărgindu-le astfel sfera de utilizare. Watt a construit în 1776 un motor performant bazat pe abur, rezultând prin fierberea apei într-un cazan de înaltă presiune. Forța aburului este cunoscută încă din antichitate și poate fi observată chiar și acasă în bucătărie, când o oală cu capac este pusă la fiert. Dar cum de poate aburul, acest banal rezultat obținut din fierberea apei, să pună în mișcare trenuri sau vapoare imense? Presiunea. Acest parametru fizic este responsabil de forța și implicit puterea colosală. Apa fiartă într-un cazan închis hermetic poate ajunge la presiuni de câteva sute de atmosfere și caută orice mijloc să iasă afară, în atmosferă. Îi dăm drumul, dar nu direct, ci printr-un cilindru în care este montat un piston. Aburul va împinge pistonul până în capătul cilindrului, indiferent cât de greu ar fi acest lucru. Dacă o pompă poate crea o presiune prin împingerea pistonului într-un cilindru, umflând astfel camera bicicletei, este logic ca și aerul din roată să poată împinge pistonul înapoi, realizând astfel o mișcare cu anumită forță. Adică un lucru mecanic, așa cum îl numesc fizicienii. Numai că mișcarea este liniară, iar industria avea nevoie de cele mai multe ori de o mișcare circulară. Adică acel piston să învârtă o roată. De aici încolo, totul era doar imaginație. Roata putea să antreneze orice mașină, tractor, batoză, locomotive, elice de vapor, absolut orice ne putem imagina. James Watt a adaptat mecanismul bielă-manivelă, de altfel un mecanism extrem de simplu, dar care este utilizat și în zilele noastre, la aproape toate motoarele cu ardere internă sau externă. Pistonul, sub forța aburului, împinge o bielă, adică o bară metalică găurită la ambele capete, care, la rândul ei, împinge brațul unei manivele, care este montată pe o roată. Astfel încât, la o jumătate de rotație, pistonul să facă o cursă completă în cilindru, iar la cealaltă jumătate de rotație, pistonul să revină de unde a plecat. Dar mai este ceva. O piesă foarte importantă, ce se numește sertăraș, și care dirijează aburul să intre în fața sau în spatele pistonului exact la momentele potrivite. Iată cum funcționează. Aburul intră în cilindru pe canalele deschise și ajunge în fața pistonului, pe care îl împinge în spate. Pistonul la rândul lui împinge în bielă, iar biela în manivelă. Ce se întâmplă când pistonul ajunge în capătul celălalt al cilindrului? Pentru că avem nevoie ca tot forța aburului să aducă înapoi pistonul în punctul de unde a pornit. Aici intervine sarcina sertărașului. Sertărașul este un schimbător de cale care face ca aburul să intre prin ambele capete ale cilindrului, odată din față, iar apoi din spate. Sertărașul nostru este acționat mecanic de un sistem bielă-manivelă identic cu cel de forță, dar decalat în așa fel încât să schimbe calea de intrare și de ieșire a aburului exact la momentul potrivit. Să privim această machetă secționată. Conducta de intrare a aburului este aici, iar sertărașul este în această poziție. Aburul sub presiune intră pe această cale și ajunge în fața pistonului pe care îl împinge. Aceasta la rândul său împinge în bielă, iar biela în manivelă, rotind astfel roata cu o jumătate de tură. Dar ce vedem?
În timp ce roata se învârte, o altă manivelă și o altă bielă deplasează sertărașul și schimbă calea de intrare a aburului. Mai trebuie menționat că această roată se mai numește și volantă și este grea. Intenționat a fost fabricată să fie grea pentru ca din inerție să depășească punctul de capăt denumit și punct mort. Odată ce pistonul a trecut de punctul mort, aburul își face loc prin canalul sertărașului abia descoperit și ajunge pe cealaltă față a pistonului, pe care îl împinge în față. Tot în această perioadă, același sertăraș deschide un canal de ieșire pentru ca aburul de dinainte să se elibereze în atmosferă, cu un zgomot specific și inconfundabil. Și uite așa, pistonul ajunge în poziția de unde a plecat, iar ciclul se repetă.